Ce rol a jucat mama? Tata e limpede ce rol a jucat, dar mama ce rol a jucat pentru tine, Ianis? Eu mereu am spus, mama este persoana care ține familia aproape. Nu neapărat prin gesturile pe care le face, doar prin prezența ei. Știe să ne țină aproape, este inima familiei și... E lumina noastră. Da, corect. Noi gravitaționăm în jurul ei. Pacea, clar, școala... E cel mai important sfat de la mama? Cel mai important sfat de la mama? Să zic doar unul? Nu știu. Sunt foarte multe. Două, trei, câte vrei tu. Nu pot să reproduc un singur sfat. Cum a spus-o, de școală s-a ocupat foarte mult. Mereu mi-a spus, chiar dacă știu că vrei să devii fotbalist. Deci mama era să vă țineți de școală, nu? Da. Ea a fost cu ideea să ne trimită la școală britanică. Da, la școală britanică. Tata se gândea să fim la școală românească, dar mama... chiar de la grădință ne-a trimis la școala ca internațională. Ca să o constanță, fiindcă noi, fiindcă am fost plecați atâta timp, am fost la grădință, tu ai fost în Turcia, ne-am mutat din Turcia în România, după aceea ne-am mutat din nou în Turcia, așa că Constanța a fost în liceul britanic. Da, a fost o decizie foarte bună. Vorbiți limba română impecabil, vorbiți a română, vorbiți engleză impecabil, v-am văzut pe amândoi cu vorbiți engleză, deci până la urmă se dovedește a fi fost o decizie excepțională.